Stimați prieteni, acum când se decide soarta patriei noastre, mă adresez dumneavoastră celor care au votat Partidul Comuniștilor. În lupta distrugătoare pe care o duc politicienii, avem de pierdut noi toți. Eu vă ofer o altă cale, calea de conciliere și unitate civică, în schimbul căutării dușmanilor printre noi. Împreună trebuie să rupem cercul vicios al neîncrederii reciproce. Vă îndemn să unim societatea în numele viitorului patriei noastre.